și al Fiului și al Sfântului Duh. Slăvit să fie Domnul! Îi mulțumim Domnului și îi dăm slavă și pentru ziua aceasta și pentru prilejul acesta. Și cred că, așa cum am văzut în Evanghelia de astăzi, Domnul Iisus merge și îl vindecă pe acest olog și îi spune la un moment dat: iată că te-ai făcut sănătos. Sănătatea e o binecuvântare de la Dumnezeu și cred că și noi, prin harul Lui, suntem în această sănătate. Să ne ajute Domnul să o folosim venind la El, așa cum am cântat cântarea aceasta. Să nu vină zi să vină Domnul la noi. Nu că n-ar fi bine să vină, dar dacă avem sănătate încă și dacă ne putem mișca și dacă putem înțelege și dacă putem să ne deschidem, să venim la Domnul. Pentru că așa spune undeva în profeții din Vechiul Testament: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Îi nevoie și de sănătatea aceasta fizică. Unii n-o mai au, Domnul să-i miluiască și pe ei. Legat de Evanghelia acestei zile, legat de acest pasaj care s-a citit și pe care l-a citit fratele Sabin, m-am gândit că dacă frații noștri și dacă ortodoxii ar face, cum a zis fratele Sabin, o oră să stea cu cuvântul și o oră pe internet, cred că, nu știu ce s-ar întâmpla, cred că biserica asta ar fi mai mult în cer decât pe pământ. Și chiar m-am bucurat așa de îndemnul ăsta, pentru că e foarte adevărat că dacă te captează orice altceva în afară de împărăția lui Dumnezeu, înseamnă că ești încă sub o putere străină, e sub o putere care nu-i de la Dumnezeu. Și o să vreau să vorbesc și despre lucrul acesta în cele ce urmează. Trei lucruri am vrut să aduc înaintea frăților voastre legate de această Evanghelie. Primul lucru, dragii mei, este că indiferent de starea în care dumneata te afli, indiferent de groapa în care zaci, indiferent de boala, fie fizică, fie sufletească, să știi că Iisus Hristos, Domnul nostru, știe de tine. Iisus Hristos știe unde ești tu acum. Nu neapărat fizic, că fizic ne vedem și noi și știm și noi unde suntem, dar unde este sufletul nostru? Unde este omul nostru din lăuntric? Este legat de El sau nu este legat de El? Asta e prima învățătură care eu o înțeleg din pasajul acesta scripturistic. De bolnavul acela de 38 de ani, cred că nu-i mai păsa la nimeni, nici poate la cei bolnavi din jurul lui. Nici la preoți, nici la cărturar, nici la nimeni. La nimeni. Dar dacă ați citit și ați luat aminte la ceea ce s-a citit, ați auzit că la Iisus Hristos îi pasă. Iisus Hristos, una din caracteristicile lucrării Lui a fost să caute locurile acestea. Poate nouă nu ne plac, poate noi nu înțelegem, poate noi ne ducem cu un duh și cu un spirit de critică acolo unde sunt ologi, unde sunt bolnavi, în spitale, în azile, pe străzi sau în alte locuri. Să știți, dragii mei, că primii care s-au pocăit, și asta le-a spus-o și Domnul mai marilor din vremea Lui, primii care L-au primit pe Domnul Iisus, primii care s-au bucurat că cineva într-adevăr le pasă de ei, au fost ologii, șchiopii, prostituatele, femeile acestea ușoare care erau și pe vremea aceea. Aceștia au fost primii prieteni ai lui Iisus, în mijlocul cărora, eu cred din toată inima, că Iisus iubea să stea. Știți de ce? Pentru că El nu se uita așa cum ne uităm noi. El se uita cu ochii Tatălui. Se uita prin puterea Duhului Sfânt. Și când se uita într-un orb, la un șchiop, la un nenorocit, vedea chipul Tatălui. Vedea chipul lui Dumnezeu în omul acela. Și știa că cel care e în spatele problemei, pe lângă păcat, este și Satana.
este și satana. Dragii mei, oriunde sunteți dumneavoastră în momentul acesta, poate aveți durere, poate aveți frustrare, poate aveți dezamăgire, poate sunt lucruri în viața dumneavoastră la care nu găsiți soluții sau la care nu găsiți răspuns. Dacă încă aveți sănătate mentală și fizică, spuneți-i la Iisus: Doamne, vreau să mă fac sănătos. Doamne, dacă ți-a păsat de omul acela de la Betesda, înseamnă că îți pasă și de mine. Doamne, dacă ți-a păsat de omul acela, Doamne, îți pasă și de mine, că vezi că toată ziua dau banii pe medicamente, pe farmacii, pe spitale, pe doctori și nimic, Doamne, nimic, nimic. Poate am zis și noi de multe ori, n-am doctor bun care să mă vindece. Sau n-am, nu știu, spuneți dumneavoastră ce v-a trecut prin minte. Niciodată nu ne-am gândit sau poate nu ne-a cercetat Domnul prin pasajul acesta să ne facă să înțelegem că are o soluție pentru noi Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze, dragii mei, și să știți că de credința dumneavoastră depinde apropierea lui Iisus. De credința dumneavoastră depinde vindecarea, eliberarea și mântuirea dumneavoastră. De credința dumneavoastră. Al doilea lucru care vreau să-l spun este legat de acest lăbănog care spune Biblia că de 38 de ani era bolnav. Când un om e bolnav atâta vreme, înseamnă că e ceva grozav acolo. Înseamnă că ceva nu e în regulă. Și dacă vă uitați în Deuteronom, în cartea lui Moise, din Vechiul Testament, o să vedeți că Dumnezeu a promis poporului său, dacă va asculta glasul lui și dacă va asculta de poruncile lui, a promis binecuvântare sau blestem. Și una dintre caracteristicile blestemului scris acolo de Moise în cartea aceea este că dacă nu vei asculta și vei alege să faci ce vrei și vei alege să mergi pe calea pe care vrei, s-ar putea să fii bolnav, s-ar putea ca toate proprietățile tale, toate afacerile tale, toată munca ta să nu prospere, să nu se întâmple absolut nimic. Să nu se întâmple absolut nimic, să fii, cum zice Biblia, nu cap, ci coadă. Să mergi totdeauna după alții. Eu cred tare mult că acest om din locul acesta, sau peste omul acesta, era un blestem. Era un blestem care, după cum vedeți, spune că de 38 de ani nu se întâmpla nimic. Eu cred că omul acesta, în anii ăștia, de atâtea ori au auzit de cuvântul Dumnezeu, de atâtea ori au auzit de cuvântul Moise, de atâtea ori au auzit de cuvântul Înger, de atâtea ori au auzit de toate cuvintele legii. Dar nu s-a putut întâmpla nimic cu el, pentru că el era încă sub blestem. Pentru că el probabil că a fost sub neascultare, probabil că și-o necinsti părinții, probabil că s-a crezut în oameni. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, o să vedeți cum puteți să atrageți blesteme asupra dumneavoastră. Primul, cel mai simplu, e foarte clar. Să n-ai ascult de cuvântul Domnului. Când n-ai ascultat de cuvântul Domnului, ai căzut sub blestem, oricine ai fi, ori de unde ai fi. Să nu-și cintezi părinții sau să ai o problemă cu ei, atragi blestem. În Biblie mai scrie iară, blestemat e cel ce se încrede în om. Și ăla e blestemat. Și peste el vine blestemul. Și sunt mai multe. Dacă ai avut legături cu lumea ocultistă, cu lumea demonică, și știți că Dumnezeu le-a spus poporului lui Israel să nu faceți ca neamurile celelalte. Să nu faceți ca celelalte, pentru că ce fac celelalte popoare au de-a face cu lumea întunericului. Să nu faceți. Nu știi motivul pentru care acest om a atras. Dar 100%, dragii mei, o boală continuă, fără leac, fără vindecare, este datorită unui blestem. Și spune cuvântul în epistola către Galateni, dacă mi-aduc aminte bine, că Domnul nostru Iisus Hristos s-a făcut blestem pentru noi, ca noi
să putem primi binecuvântarea lui Dumnezeu în el. Ca noi să putem primi binecuvântarea lui Dumnezeu în el. Și acum al treilea lucru care vreau să-l spun și să-l spun în dreptul nostru. Pentru că aici vedem ce a făcut Domnul Iisus, vedem cum era bolnavul și rămâne istorie. Ce facem astăzi noi? Domnul spune în Ioan 14:12, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le-am făcut eu. Ba încă va face lucrări mai mari decât mine, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere Tatălui în numele meu, vă va da, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dragii mei, dacă noi luăm Evanghelia asta doar ca pe ceva de acum 2000 de ani și nu mergem mai departe, o să rămânem în fiecare an cu istoria care e frumoasă. O să rămânem cu, poate cu informații noi care sunt frumoase. Dar trebuie, dacă dorim, desigur, să creștem. Să creștem. Și ce vreau să spun în legătură cu lucrul acesta este următorul lucru. Dacă va veni vremea sau dacă vine vremea să mergi într-un loc, fie la școală, fie la lucru, fie cu vecinii tăi, du Evanghelia acolo, pentru că Evanghelia este o persoană și persoana aceea este Iisus Hristos. Hristos a dus pe sine însuși acolo, în mijlocul ologilor, în mijlocul oamenilor cu nevoi. Și cuvintele lui au dat viață, au dat vindecare, au dat nădejde, au dat speranță. Tu dacă te numești creștin și dacă ești născut din nou, cum spune Biblia în Efeseni 2, ai fost înviat împreună cu Iisus Hristos și așezat în locurile cerești în Iisus Hristos, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice dregătorie și de orice putere a întunericului. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că peste un creștin autentic, guvernarea celui rău, care se face prin categoriile astea care vi le-am enumerat, nu trebuie să aibă impact. Și te duci și cercetezi pe bolnav, te duci la o vecină, te duci la un prieten, te duci la cei dragi. Du Evanghelia vie. Du-l pe Iisus, spune cuvintele Evangheliei. Dragii mei, acum nu o să mă uit neapărat la frații noștri care slujesc. O să mă uit la frații care vin poate de multă vreme, și tineri și bătrâni. Vreau să vă pun o întrebare și vreau să mi-o pun și mie. V-ați pus vreodată problema că atunci când stați cu un om de vorbă, indiferent de locul în care este, v-ați pus vreodată problema cum să-i mărturisiți Evanghelia curat și limpede? Nu să-i spuneți să ai la biserică, nu să-i spuneți să ai prima dată la preot sau hai prima dată acolo, nu. Să-i spuneți Evanghelia curat, să-l duceți pe Iisus. Iisus era Evanghelia, spune în Romani. Evanghelia îl privește pe Fiul, deci Evanghelia e o persoană, Iisus Hristos. Să mergi într-un loc și să spui Evanghelia curat. Să poți să-i spui la omul ăla, omule, lumea asta e guvernată de două împărății nevăzute. Împărăția Întunericului și Împărăția Luminii. Câtă vreme nu ești născut din nou din Împărăția lui Dumnezeu, ești sub Împărăția Întunericului. Iisus Hristos a venit să te scoată și să te smulgă și pe tine de aici, aici. Să te aducă din Împărăția celui rău în Împărăția lui Dumnezeu. Vă întreb dacă v-ați pus problema aceasta, dacă v-ați întrebat odată, Doamne, cum vrei să-i spun bolnavului, colegului? Avem niște frați, niște surori de la județean și mi-e stare dragi și am vorbit cu ei și nepoata fratelui Ionică și Natalia o cheamă în clasa 8-a, are colegi în clasă
care practică ocultism și lucruri demonice. Și vin în școală, vin în clasă, vin la ei și săracii tineri, fiindcă părinții nu știu ce să-i aducă la Dumnezeu și așa mai departe, și ei acolo cu lucrurile alea și cu tot felul de temiri ce mai ce. Și tare m-am bucurat de sufletul acesta, că a știut să recunoască, a știut să deosebească lucrurile. Pentru că în inima ei este Evanghelia lui Hristos, este Hristos. A știut cum să răspundă. A știut să spună, asta e satanic, asta e demonic, asta nu e de la Dumnezeu. Nu vă duceți acolo. Nu vă duceți acolo. Noi suntem oameni maturi. 20, 30, 40, 70 de ani. V-a spus vreodată problema asta? Să puteți să îl duceți pe Iisus Hristos curat. Curat înseamnă evanghelic, prin Biblie. Nu adăugări de la oameni, nu învățături din alte părți sau așa mai departe, din Biblie. Pentru că dacă o veți face, dragii mei, dacă o veți face, îl veți duce pe Hristos la acești oameni. Îl veți duce pe Hristos, veți semăna nădejde acolo, veți semăna speranță acolo, veți semăna ceea ce n-a putut să semene poate niciun sistem religios din viața lor. Nu o să zicem, hai la cutare sau hai la cutare, nu. Vrem să aducem Evanghelia, vrem să-L aducem pe Iisus Hristos în mijlocul vostru. Nu uitați, poate am intrat dintr-un subiect în altul, dar o să mă repet iară. Domnul Iisus vă cunoaște bine unde sunteți, știe starea în care sunteți, știe bine unde sunteți. Să nu vă pierdeți nădejdea, să-L chemați și să-L cereți. Și vă spun un lucru, dacă cumva ne încearcă îndoiala și credința că Dumnezeu poate lucra și în dreptul nostru, să știți că într-o zi acest loc se va ridica împotriva noastră în ziua judecății și ne va spune, eu am crezut când Iisus mi-a spus să mă vindec și m-a vindecat. Dumnezeul acesta nu face părtinire. Dumnezeul acesta nu-i Dumnezeu negrilor și albilor, nu. Nu-i numai Dumnezeul lui Israel și Dumnezeul neamurilor. Să nu lăsăm necredința să ne lovească. Dumnezeu știe de starea dumitale și de starea mea și te poate scoate. Poate ai tristeți, poate ai dezamăgiri, frustrări, copii neîntorși la Domnul, nu știu. Dumneata știi mai bine. Strigă după Iisus și când te rogi pentru ei sau pentru tine, crede că ai și primit ceea ce ceri. Nu te lăsa, nu te lăsa, nu te lăsa, pentru că Dumnezeu ne spune să stăruim. Al doilea lucru, dragii mei, care am vrut să-l aduc, n-am fost foarte coerent, poate am avut emoții, este că ori de câte ori vedeți un om care totdeauna e neputință, și fizică, poate și financiară, și de toate felurile, să știți că acolo e un blestem. Să știți să mergeți la omul ăla să-i spuneți, dragul meu, Hristos a făcut blestem pentru tine. Tu trebuie să te pocăiești, trebuie să vii la El, trebuie să ierți pe oricine și beneficiile de la cruce, de la Golgota, vor veni și asupra ta. Omul ăsta era un om blestemat. Hristos l-a eliberat. Și al treilea lucru, să putem și noi într-o zi, acolo unde mergem, să ducem această Evanghelie curată, să-L ducem pe Iisus. Gândiți-vă că Iisus ar merge în locul nostru, prin noi, acolo unde mergem. Nu știu, fiecare dintre dumneavoastră aveți locuri și zone în care mergeți cu cei dragi ai dumneavoastră, prieteni și așa mai departe. Duceți-L pe Iisus și spuneți-L Evanghelia curat. Și o să vedeți minuni acolo. O să vedeți oameni cercetați. O să vedeți oameni care plâng. Rugați-vă pentru ei, nu vă fie rușine. Rugați-vă pentru ei, poate chiar cu ei acolo. Pentru că ei nu știu. Pentru că ei poate sunt sub un blestem, așa cum a fost și omul acesta. Domnul să ne ajute pe fiecare, dragii mei, să credeți lucrurile acestea. Că lucrurile acestea n-au fost numai pentru Domnul Iisus acum 2000 de ani. N-au fost numai pentru Iisus. Dacă credem că au fost numai pentru Iisus, trăim numai un creștinism exterior. Trăim numai un creștinism care îi în afară. Și acum vreau să vă mărturisesc un lucru și e pentru slava Domnului, nu e pentru
Noi suntem oameni, noi nu putem să facem nimic. De ceva vreme, Domnul ne-a pus pe inimă să facem o lucrare într-un loc cam cum este descris aici, Bethesda, unde sunt oameni fără picioare, unde sunt oameni... N-am văzut lepra niciodată, dar acum am văzut lepra, cum li se desprind degetele de la mâini, n-am văzut niciodată. Niciodată n-am văzut, în fine, lucruri grozave, grele, nespuse. Și suntem frați și surori, suntem mai mulți acolo care lucrăm și care ducem Evanghelia. Și vreau să vă spun, dragii mei, că oamenii ăștia sunt oameni care au fost respinși de societate, poate au fost respinși de părinți. Ce să zic, asistenții sociali sau cine a trebuit să se ocupe de ei, se ocupă de ei atâta cât, nu știu, cât să nu moară de foame. Nimeni nu dă doi bani pe ei, dar Hristos a vărsat sângele. Vreau să vă spun despre un caz care, fiindcă a fost în starea aceasta, ce a zis săracul? N-are rost să mai trăiesc. Cred că și pe omul acesta de 38 de ani îl treceau gânduri de sinucidere. Și când a văzut că vin creștinii la el, când a văzut că vin oameni așa cum venea Iisus în astfel de locuri și îi îmbrățișează și îi sărută și caută să-i încurajeze, omul ăsta a început să creadă că Dumnezeu îl poate vindeca de acolo. El nu are un picior de la genunchi în sus. Și când și-a pierdut piciorul, medicii au spus că o să trebuiască să-l taie și de sus din șold, pentru că avea rană urât acolo și în orice caz au fost lucruri dureroase și grele. Și vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu își proslăvește numele, așa cum a spus la Marcu 16:16. Își proslăvește numele. Spune că cei ce vor crede vor fi însoțiți de anumite semne. Și unul din semne era, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor tămădui. Noi nu ne-am pus mâinile peste bolnavi. Nu avem autoritatea asta. Dar vreau să vă spun că s-au făcut rugăciuni peste sufletul acesta. S-au făcut rugăciuni și el trebuia să meargă săptămânal la doctor să-i spună care e starea piciorului. Piciorul era negru acolo și doctorii, așa sunt oamenii, atâta pot, atâta li s-a dat de la Dumnezeu, atâta pot, trebuie să-l tăiem de sus. Și într-o seară, în timp ce se făceau rugăciuni, în timp ce fratele acesta a început să se roage și el și să-l cheme pe Domnul, acolo din starea asta, ca și ologul ăsta, a început să zică la un moment dat: fraților, eu simt că plutesc. Fraților, nu știu ce se întâmplă cu mine, mi s-a luat durerea din trup. Fraților, nu știu, nu m-am simțit niciodată așa. Atâta nu m-am spus. Asta s-a întâmplat undeva sâmbătă seara. Luni dimineața s-a dus la doctor. Și când i-au deschis pansamentul, că l-avea de aici pansat, rana s-a închis curat, complet, fără nicio intervenție a medicamentului, fără nicio intervenție umană, fără nimic. Și a spus: Dumnezeu te iubește, copile. Dumnezeu te iubește. Dacă nu dau alții doi bani pe tine, Iisus Hristos și-o dat viața pentru tine. Iisus Hristos și-o dat sângele pentru tine. S-o făcut blestem ca tu să primești binecuvântarea. Ca tu să primești binecuvântarea. Pentru că Dumnezeu e mare, dragii mei. Să nu limităm. Să nu limitați. Mă rog Domnului să vină vremuri în care și în locul acesta să se coboare Domnul cu putere. Poate sunt nu știu ce boli în trupurile noastre, dar Dumnezeu are puterea aceasta să tămăduiască, are puterea aceasta să vindece, nu numai trupul, cât mai ales sufletul. Și vreau să vă mai spun un lucru acum, pentru că știu că poate sunt criticat de mulți, știu că poate sunt criticați pentru că mulți o să zică: mai trebuie și suferință, mai trebuie și una, mai trebuie și alta, că scrie în Evrei că Domnul pe cine iubește, pedepsește și așa mai departe. Vreau numai să vă pun următoarea întrebare. Dacă Iisus Hristos a fost vreodată bolnav cu trupul sau dacă apostolii și ucenicii au fost bolnavi cu trupul, dacă ați găsit dumneavoastră undeva în Biblie vreo boală,
a unui creștin care e în Iisus Hristos. O boală nu prigoană din exterior. Nu prigoană din exterior, dragii mei. Aia e altceva, pentru aia trebuie să suferim toți pentru numele Domnului. Dar vreo boală, cine este în Iisus Hristos, este mai presus de orice, cum zice în Efeseni, domnie, dregătorie, stăpânire. Adică mai presus de împărăția întunericului care moștenește, care stăpânește pământul. Te mir că copilul are la 2 ani cancer. Te mir că nu știu care îi se rup oasele de 3 ori într-un an. Asta nu spuneți că e voia Domnului, nu-i voia Domnului. Eu am venit să aduc oilor mele viață și încă viață din belșug. Și mai spune un lucru minunat în 1 Petru 4:25. Spune că în rănile Lui am fost vindecați. Iisus Hristos a stat pe cruce și a fost răpuns fizic pentru ca noi să fim sănătoși fizic. A fost abandonat pe cruce sufletește de Tatăl pentru ca noi să fim acceptați. El a suferit toate traumele unui om, și în trup, și în suflet, și în duh. Toate pentru ca noi să primim ce a avut El de la Tatăl, toate binecuvântările. Cred din toată inima că corecția fizică, adică boala fizică, va veni în viața noastră atâta vreme cât noi nu vom asculta, atunci cred că va veni. Atunci e neapărat să vină. Că dacă nu vine nici așa, poate nu ne trezim niciodată. Dar cine este în Iisus Hristos și rămâne în El, îi mai presus de ceea ce dă cel rău lumii acesteia ca să distrugă, ca să piardă și ca să fure, cum zice în Ioan 10:10. Domnul să vă binecuvinteze, dragii mei, și întrebați-vă, cum îl duc eu pe Iisus acolo unde m-a pus Dumnezeu? Și mai întrebați-vă un lucru ca să puteți să vă bucurați de binecuvântare, de aia vă spun. Sunt eu un Iisus Hristos mai presus de tot ceea ce are Satana, influența asupra pământului, mai presus de domnie, dregătorie, stăpânire și duhuri rele? Sunt eu așezat în El? Am eu acolo în El binecuvântarea, belșugul de har, puterea, ungerea? Le am eu lucrurile acestea? Pentru că dacă nu le avem, înseamnă că undeva scârție în viața noastră. Undeva suntem blocați, undeva, nu știu, ne-am piedicat, ne-am oprit. Domnul vrea să vă spun astăzi că vrea să primiți binecuvântarea Lui, vrea să primiți vindecare totală, vrea să primiți eliberare, neprihănirea Lui, toate lucrurile astea vi le dă prin schimbul de la cruce și de la Golgota. Să credeți ce încerc să vă spun acum, pentru că ce vă spun e biblic. Nu vă spun de la mine. Nu vă spun de la mine. Domnul să vă binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul.